Continuăm emisiunea despre Clubul Extrem, în care îl avem ca invitat pe domnul președintele acestei grupări sportive, Leontin Pop. Spuneați că vreți să spuneți ceva interesant, pe lângă alte chestii interesante pe care le-ați spus până acum. Deci eu încă n-am avut ocazia. Bineînțeles că mai stau pe Facebook de felicitări la jucători, foștii actuali jucători. Ne știm pe toți că am crescut împreună. Deci oricum, eu am tot respectul și admirația față de echipele și antrenorii lor de la ligă pentru rezultatele care le-au făcut. Pentru că nu e ușor totuși să ajungi la nivelul ăla de maestrie sportive fără o muncă de titan. Dar în final a trebuit publicul din Baia Mare e un public foarte educat, dar trebuie să apreciem un pic mai mult spectacolul sportiv. A rămas așa un pic și eu cu gust amar că acum pe final când apar problemele financiare, asta e, apar. Aici o concurență și o selecție continuă, cererea, oferta, vin alte cluburi, te-au prins cu garda jos, ți-au luat jucătorul, e tot timpul să ofertați, aia știe toată lumea, e foarte greu să ții așa un nucleu valoros și mai ales atunci când scad rezultatele sau sunt așa cu tremure, cum a fost în Baia Mare. Dar am spus de multe ori că ar trebui să primeze spectacolul sportiv și după aceea rezultatul. Mă uitam, acum vreo 2 luni era regretatul academician, matematician Solomon și cam aproape la câteva zile, parcă același discurs am văzut la un sociolog, psiholog, cercetător englez și vorbeau de excelență. Că excelența, de exemplu, privitor, cel puțin și la englez, dar și la noi, în general. Deci n-ar trebui tot timpul să vii cu presiuni în locul întâi, locul întâi și locul și iară locul întâi. Pentru că de multe ori la noi locul întâi în România s-a și dovedit. Deci nu sunt cuvintele mele, încerc să reproduc parte din cuvintele regretatului domn Solomon. Ar trebui să urmărim întâi să avem o relație corectă interumană. Între doi indivizi, între trei, patru și așa multiplicată, că atunci o relație corectă ar însemna și respectul la reciproc și recunoașterea valorii și transparență și atunci ar duce la o comunitate solidă, la fel și la arena sportivă, să nu conteze neapărat primul loc, să conteze și cum îl obții. Deci nu vreau să fac niciun apropo, deci spun așa, de multe ori locul la întâi tu poți să-l obții în detrimentul celuilalt. Că am găsit eu o șmecherie românească, nu? I-am pus o piedică, am găsit un arbitru sau... Deci nu sunt concludente astea. De aia zic că spectacolul sportiv ar fi pe primul plan pentru cei mai educați oameni. Nu neapărat rezultatul. Sau cum e și acum, mă, tu ai locul 2, ești vicecampion al României, trebuie să aplauzi, e de apreciat. Deci medaliile nu se pierd, se câștigă. Când câștigi o Da, medalie, deci eu am fost 10 de ani la rând dar poți să zici că poate ai pierdut medalia de aur. Era frumos să fi jucat titlul în ultima etapă. Posibil nu ar fi arătat meciul CSM cum a fost acela de vacanță pentru CSM București, probabil ar fi arătat altfel. Poate CSM București ar fi câștigat și pe teren în Baia Mare, nu dar știu era de ce. frumos să se fi ajuns la acel Păi ultim meci. sigur că era frumos, dar poate de aia e și competiția sportivă. Eu vorbesc de adevărată că nu știi dinainte rezultatul și poți să ai surprize până în ultimul moment. Eu vă dau un exemplu. Bine, suportă greutatea, deci Liga și juniorii, dar poate suportă comparația. Deci am avut o perioadă în care an după an, să zic, 4-5 ani la rând, campion, campion, campion. Când am luat prima medalie de argint, deci am pierdut prima finală după 5 ani de zile, deci toți părinții cu care am fost au început să plângă. Și am zis așa, băi, nu se poate, mă, deci să plângi
Deci erau supărați că am luat medalia de argint și nu mai fost. Pe aia de aur. Toate generațiile, aur, 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 aur. Și zic, băi, nu plângeți, bă, ăsta e un motiv să ne bucurăm, mă, pentru orice, medaliile se câștigă, nu se pierd. S-ar putea ca la anul, și am fost Kobe atunci, să nu ne calificăm nici la turneul final. Și urma o generație de excepție, cu care așa s-a întâmplat, că am ajuns la un semifinal și a fost un meci, eu le țin minte toate meciurile de 20 de ani de la copii și meciurile mele de, să nu zic câți ani, 35-40 de ani. Faze din meciuri. Avem noi sportivi memoria noastră. Și a fost un meci în care am dat 20 de bări și am pierdut la un gol. Cu o generație care bătea an mai mare în campionat, mătura cu toți. Și a rămas acasă. Și zic, nu, cum e mă cu argintul ăla, mă? Vă amintiți când ați lăcrima? Și acum tot copiii voștri, am zis, nu-i nimic, că ieșim la anul. Că, na. Și la anul n-am ajuns nici la turneul final. Deci de aia zic că medalele se câștigă, întotdeauna nu se pierd și aici, e un motiv de sărbătoare, de mândrie. Trebuie, de... Depinde mult și de, în afara conducătorilor care gestionează, cum crede ei, de cuvință această situație și de suporteri. Am mai spus-o, suporterii în Baia Mare sunt de două feluri, suporterii vechi, cei care au văzut multe, au trăit multe și suporterii noi, mulți dintre ei așa făcuți oarecum cu forța, care au trăit uneori greșit acest fenomen. Trebuie să susțină, pentru că se vede, nu se vede munca antrenamentelor, cantonamentelor. Dacă ar merge suporterii ăștia să-i vadă pe sportivi ăștia din toate domeniile, când sunt cantonamentele alea de pregătire fizică și alergi acolo pe dealuri, munți, alpiniți sau până aproape pleznesc toate în tine, să vadă cum piși pe jos și ajungi până la epuizare, atunci poate ar înțelege mai bine. Dar toți fac așa. După aia e și vorba de condiții, de forma sportivă care o atingi, nu atingi, confortul psihic. Până la urmă toți, și când ajungi să joci la nivelele astea mai mari. E o presiune fantastică și mai ales când depinde și rezultatul de existența ta zilnică, materială. Toată lumea zice, bă, dar ăștia iau bani. Păi iau bani, dar pe măsură ce ai bani mai mult, mai mulți, cheltui mai mult. Și ei se bagă în anumite credite. Zice, mi-au o casă mai bună, deci cu multul nu rămân. Asta e ideea. Au un nivel atunci, de trai mai bun. Sunt presiuni foarte mari și atunci... Dar ce credeți că se va întâmpla în sezonul viitor cu handbalul de Liga Națională din Baia Mare, atât la băieți cât și la fete? Sau ce anticipați? Deci, oricum... E greu să anticipez, pentru că... Da, situația acum e foarte proastă. Da, e o situație proastă și cei mai prost într-un club sportiv și eu am trăit și mai trăiesc treaba asta când nu poți... Sunt de multe ori momente foarte grele în care tu încerci ca și conducător să le acoperi, să nu transmiți... prăpastia care se apropie colaboratorilor, să nu le transmiți stresul respectiv. E și asta o artă, depinde. Cum stai cu nervii și cum ești tu, așa ca om, ca structură. Dar e foarte greu când apare acel moment de nesiguranță. Nesiguranța a ce voi face mâine pentru sportivi, antrenori. Deci asta e cea mai mare problemă. Să nu știi ce facem în perspectivă. Eu mă gândesc, nu știu ce e acolo, habar n-am ce la echipele astea mari, dar continuitate o să fie, n-o să da, moră sportul românesc, dar probabil rând, trebuie să începe vom așa. Vom avea echipe în Liga Națională, ce părere aveți la fete și la băieți? Deci eu încă o dată v-am spus ce se urmărește, să ai un spectacol sportiv, că poți să ai și o echipă frumoasă, cum e Oradea, nu vor să promoveze. Dau divizia, fac spectacol, vine lumea, Liga, zice, dacă merge în Liga ar fi investiții mari, poate am fi ciuca bătăilor pe acolo, lumea e mulțumită, primăria e ok, sponsorii ne susțin, la nivelul ăsta e ok. Deci există sport și există viitor și pentru grupele de juniori. Deci ca să lucrezi 8 ani, cum e la noi, deci ai două cicluri olimpice, e din clasa 4 până între a 12-a,
acum s-a și coborât vârsta de selecție. Și să știi că tu de fapt n-ai continuitate. Deci tu ai muncit 8 ani cu copilul ăla și nu se întâmplă nimic cu el, deci nici copiii, deci pică, renunță la un moment dat. Și am avut, după toate problemele care au fost și la nivelul ăsta, mie mi s-a lăsat vreo 10 copii, să zic, junior 1. Să uită și ei, zice, păi ați avut 2 și la Minaur acolo care n-au jucat, Huta și Simulescu. Păi dacă ăia care au fost cei mai buni din țară, pe postul lor, nu? Confirmați de federație, nu de mine, nu? Dacă ăia n-au prins niciun minut să joace, nici n-au coborât din tribună pe parchet, păi noi ce șanse avem? Și măcar ne apucăm de învățătură. Dar nici asta nu e ok, că sportul ăsta îl faci nu numai ca să ai rezultate, îl faci pentru sănătatea și, și echilibrul tău, nu? E clar că acum pretenții de Liga Campionilor nu vom putea avea, să ne mulțumim dacă vom avea echipe în Liga Națională. Trebuie un nou început, este un final de ciclu în handbalul Băimărean. Cum vedeți așa o construcție sănătoasă, dacă s-ar putea baza în mare majoritate pe producția proprie, că cluburi sunt destule, sportivi sunt destui, acum păi, mai trebuie și valorificată treaba asta. Păi mai suntem albinuțe care lucrăm și să sperăm că nu vom fi strivite albinele astea. Și am. Dar erați gata să fiți strivit, nu? Da, am fost sub șenile. Sau am făcut un pas, nu știu, cine ne-a împins, cineva să nu... Nu, păi când nu ai liniște să lucrezi și spații și săl de antrenament și finanțare la copii, deci trebuie să finanțeze cluburile de copii, pentru că nu-i normal că, am mai spus-o când mai funcționa televiziunea liberă aici pe azul noastră, că nu ne-am întâlnit de mult, nu? Și nu-i normal ca bebelușii să fie trimiși la cerșit, deci cluburile de copii și adulții, cluburile de seniori, să trăiască din ajutor social. Deci tu ai totul de la buget, de la ăsta, și voi mergeți voi la sponsori. Și mă duc eu la sponsori și mă întreabă, bă, cu ce te ocup, faci șuruburi sau mai fac și răutăți, nu? Deci nu e normal. Pe când la ăia mari, deci sunt multe firme care ar vrea să apară pe tricouri, nu? În sală, nu? Deci nu e... Sunt și firme. Dar nu se va băga nimeni într-un club, să zic, de mare performanță, dacă nu o să poată să-și gestioneze și resursele alocate. Da, dacă nu este transparență. Da. Păi dacă nu-i transparență, e greu să... Ce fac? Dau cu banul și eu am dat bani de salarii și mă trezesc că ăia n-au salarii sau vedeți ce se întâmplă, nu? Deci fără transparență, nu. Trebuie să lași ăla, bă, privatul, nu, să se implice, ăla va gestiona și va rentabiliza toată activitatea. Trebuie lăsat sportul pe mâna tehnicienilor și a privaților și administrația să susțină partea mare. Hai să zic că poți să plătești un cantonament sau să accesul gratuit în sală. Sau un... Deci poți să susții cum mai... Am mai dat exemple cu Gheorghe și alte formații. După și... perioada asta, după prăpastia asta în care s-a ajuns, cam cât timp crezi că este nevoie să revenim așa, să fie o treabă sănătoasă, sigur, nu de, poate nu de Liga Campionilor, poate nu își permite Baia Mare să susțină asemenea echipe. Păi echipă, acum dar... ce-am vorbit, că noi ne-am organizat Formula 1, ne-am închiriat mașini Mercedes, nu? Și am plătit și biletul, tot noi, nu? După ce ne-am închiriat mașini, ne-am plătit și biletul să ne vedem mașinile închiriate, nu? În loc să producem, să ne alegem, bă, vrem să fim noi producători de Mercedes de talente, nu? Sau închiriem tot timpul, mergem și la fel putem aduce și profesori, nu? Din Anglia, de la... Îi plătim că dacă le dai 20.000 de... Poate vin la noi, cine vin, știe? Vin, sigur vin. Și pe ăștia, hai să-i lăsăm pe din... Cam așa s-a întâmplat. Acum depinde de echipele astea care o să vină. Că... peștele de la cap se împute. Dacă o să fie oameni echilibrați și o să vadă în perspectivă, eu zic că nu vreau să vorbesc, eu nu fac politică, n-am treabă. Nu-i scopul emisiunii. Oricum suntem în campanie electorală, da. Mă, dar când îți alegi resursa umană, eu mă refer, astea se pot face paralele, dar
și eu mă gândesc, mă, la antrenorul care îl aduc. Să pliază pe echipa aia. Are experiență la nivelul ăla. Dacă are și niște rezultate, nu? Să văd, mă, ce-a făcut? Dacă tot îl aduc și îl aleg pentru echipa respectivă. Are experiența necesară. O demonstrat că... Acum, ziua de astăzi, dacă... Bine, oricum nu m-a întrebat nimeni ce... Și nu e asta problema și nu numai eu, că mai sunt și alții meseriași în toate domeniile. Dar... Dacă îi spui la unul, bă, eu cam așa aș vedea, am și eu 20 și ceva de ani de experiență, cu niște rezultate în spate, dar aici rezultatele nu contează. Deci, dacă îi spui la unul, bă, uite, am și o calificare aia, el îți spune, diplome? Păi eu am 5 diplome, așa îmi ține ca și cărțile, diplomele. Ce vrei, mă? Management? Aici, uite, drept, o scoate, economie, deci tot îți prinde de diplome și tot îți diplomat. Dar ar trebui să primeze, bă, ce ai lăsat în urmă până acum? Tu ai făcut ceva în viața ta, dacă vrei să te implici la nivel decizional, într-un club, mă refer, nu poți altfel. Sunteți un om așa considerat incomod. Spuneți adevărul, ați avut de suferit pe plan sportiv cu clubul extern din această cauză? Păi eu n-am avut de suferit că am apelat la instanță și mi-a făcut instanța dreptate. Am avut jucători, nu mi-au fost plătiți, 2 ani de zile mi-am recuperat. Vorba de Minaur, nu? Vorba de Simulescu și... Da, Cotă, și nu? La fel a fost și cu Popescu și Buciuman, la fel. Parcă s-a repetat istoria. Atunci erau alți conducători, da? Aceeași... În aceste condiții mai sunteți motivat, interesat să dați sportivi, sportive pentru cluburile din Baia Mare... Care, deci, nu știu de ce, nu plătesc, deci, plătesc bani grei pe așa, în altă parte și aici nu este încurajată. Doamne, ce poți să vorbești de asemenea gesturi, nu? Și mai ales că ai niște discuții și rămân jucătorii la sfert, la jumătate de preț, nu? Că ei aveau oricum și ăștia 5-6 oferte în țară, nu? Și eu îmi primesc după ce că ajung la jumătate de preț ca să intru și eu în grațiile echipelor, să colaborăm, să-i ajut, să, nu? Și dacă nici atunci nu-ți primești banii, ba te mai țin și 2 ani știind că tu depinzi de banii aia. Deci efectiv te calcă pe gât, nu? Așa te desconsideră. Ce poți să... Mai ai încredere? Acum depinde și ce oameni o să mai vină. Deci eu, asta e ciclu, e normal. Se, da, deci se, e normal final să, de ciclu acum. Dar e normal să rămână sportivii ăștia acasă. Credeți că eu aș vrea să plece din Baia Mare? Mă, și Eliza Bucescu pleca la Vâlcea, nu? Din partea mea putea să rămână și în Baia Mare, dar ea a oferit Baia Mare. Sau s-a ocupat de ea. Bine, Eliza a fost când erau în divizia și ea era junioră și dădea 11 goluri și i-a salvat de la retrogradare fata asta și a jucat bolnavă și numai a făcut mari sacrificii și familia. Dar și noi până la urmă, dar și alți sportivi. Tu ai încercat să te apropii un pic de ei ca să simți un pic de dragoste, de brand, de știu eu ce, nu? Păi trebuie să te apropii un pic de ei. Bă, dă-le un tricou, ceva, cheamă-i un pic la un antrenament, la... Acum, parcă nu erau juniori în Baia Mare, s-au adus juniori din altă parte. Nici aia nu joacă, poate nu jucau nici așa, dar pe ăștia ți-i apropiai și erau de-a tăi. Și erau și mai ieftini, măcar nu puteai cazarea, măcar. Dacă așa e politica, deși nu e normal ce se întâmplă. Și iară, dacă tot o să tăcem, ba, eu n-am tăcut, că eu mi-am făcut dreptate prin justiție. Am zis că n-am cu cine povesti, m-am tot dus, am bătut pe la uși. Bă, ne întâlnim la... Acolo unde se face dreptate, am câștigat și cu asta basta. Dar și dacă tăcem, toți tot tăcem, o să ne calce, o să ne strivească în picioare. Și nu-i normal să taci când ai dreptate. Viitorul clubului extrem, cum îl vedeți? Avem la nivelele mici copii. Acum știți cum e, nimeni nu e decât el însuși de vină pentru ce îi se întâmplă. Acum, natura ia-ți arată drumul pe care să-l urmezi. Dacă vezi că e acolo un perete, o mutat ușa și tu vrei tot pe vechiul traseu unde a fost ușa, dar ai zis să treci pe acolo, pe dacă spargi capul, tu ești vinovat, nu? Cum a fost și la noi acum, văzând ce reacții au fost și finanțări și accesul în săl mai limitat, mai, nu?
Sigur că ne-am reorientat spre grupele mici de copii. Am mers pe, am scăzut vârsta, am luat de la 4-5 ani, deci avem grupe mici. Deci viitorul e ok. Deci nu e problemă la unul care... La albinuțe nu e problemă, că ele știu să culeagă polenul și flori sunt destule. Chiar dacă taie unul cu cosa, o holdă merge pe următoarea, nu? Și tot aduc polenul. Deci noi am fost învățați. Dacă aici e bau-bau, ne mutăm dincolo și tot ne facem meseria, dar la un nivel mai mic. Deci avem grupe mici de copii, deci o să fie în regulă. Și concret, care crezi că ar trebui să fie relația între cluburile de juniori, aici în special vorbim de handbal, și autoritățile locale, județene? Cât de mare ar trebui să fie finanțarea, până la ce nivel ar trebui să se ducă pentru a se putea desfășura aceste activități în condiții normale? Da, noi am mai discutat așa, sau mai trimis să propune hârtii. Treaba e foarte simplă, că trebuie cei care suntem, acum vorbim de handbal, nu? Nu vorbim de toată lumea, deși există... Similitudini. Bineînțeles, da, pentru toată lumea. Cei care au confirmat până acum că sunt în stare să creeze produse de perspectivă, nu elemente de perspectivă, trebuie adunați, domnule, atrași, nu împrăștiați. Și după aceea stăm noi, ne așezăm, bă, tu te ocupi de selecția aici, la băieți, la fete, îți mai dau și eu, mai... Putem lucra, noi am colaborat tot timpul, chiar dacă eram cluburi diferite. Cum am dat acum la Clubul 2, mi-a dat și mie Clubul 2, mi-a mai dat Marta, deci noi între noi ne-am împrumutat, jucători, am ajuns, nu-i problemă. Dar dacă ar veni de sus, că ei ar vedea, sigur că trebuie să ai și acoperișul, că să ai o finalitate, nu? Și pentru sportivi ar fi foarte bine să aibă și ei, să-și prevadă viitorul. Să zică, bă, am nevoie de o extremă stângă, am nevoie de un inter stângă, uite, deci tu te ocupi de ăla, de ăla, de... Asta e planul de pregătire, cam astea ce, să le facem împreună, că suntem la toate cluburile, deja suntem titrați de atâția ani de zile. Experiență și rezultate. Ne respectă toți în România. Eu sunt convins că sunt mulți și sunt mulți care mai sunt care au plecat din Baia Mare la alte cluburi. Și eu și alții puteam pleca. Acum să mă mut eu din oraș, să mă mut din oraș ca să încep din nou să fac la nu știu cine o piramidă. Am totuși eu sunt legat de zonă, de oameni, de... Nu-i normal. Deci noi dacă ne adunăm, o să vină de la noi, numai să avem prilejul și să zică, bă, noi vă susținem, haideți cu o idee și ideea trebuie să vină de la, de jos, nu? Da. Nu? Domnule Leontin Pop, vă mulțumesc pentru prezența în studio, a fost o discuție interesantă și sperăm să ne întâlnim în vremuri mai bune la următoarea emisiune. Da, eu sunt optimist că o să fie vremurile mai bune și pentru noi și pentru dumneavoastră. Da. Mulțumesc. Aici se încheie emisiunea noastră. La revedere, ne revedem peste o săptămână.